Bună ziua și Hristos a înviat, iubiți într-un Hristos, frați și surori! Iată, din nou, aflându-ne în fața micilor ecrane, împărtășindu-ne acea bucurie lăuntrică și din plin din aceste Sfinte Evanghelii pe care Mântuitorul întotdeauna îndrăznea să învețe și să umple acel gol al sufletului fiecăruia, cel ce nezuia și durea ca să primească adevărată credință și să-și urânduiască viața spre mântuire. Iată, iubiți frați creștini, astăzi vom fi martori a unui eveniment dumnezeiesc din viața Mântuitorului, numită acea parabolă sau eveniment scripturistic, pescuirea minunată. Aflându-ne în Duminica 17-a, în care biserica a rânduit să se citească și să ne povățuiască prin acest pasaj evanghelic. Astăzi, din nou, avem pe a nostru prieten și învățător, Părintele Andrean. Bună ziua și Hristos a înviat! Adevărat a înviat și bună să fie inima! Iată, la bun început, iubiți frați creștini, ca să înțelegem și să cunoaștem această Evanghelie și rolul ei în viața noastră, va trebui să lăsăm acel mădular al urechilor noastre ca să asculte și să trăim acel pasaj evanghelic, ca apoi să vedem unde și când noi ne regăsim și să vedem cât de actuală este această Evanghelie. Deci, Părinte Andrean, cu rugămintea de a da citire acelui pasaj evanghelic, întrucât să putem să învățăm și să ascultăm poveștile evanghelice de astăzi. Așa să ne arăte Dumnezeu. Iată, evanghelistul apostol, evanghelist Luca, în Evanghelia de astăzi ne redă acel eveniment pe care Hristos l-a săvârșit în fața ucenicilor și apostolilor. În vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genezaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii ieșiseră din ele și spălau mrejele. Intrând în corabie care era a lui Simon, l-a rugat să depărteze puțin de la uscat. Apoi, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins, dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești, încât le se rupeau mrejele. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând acestea, a căzut la picioarele lui Iisus și i-a zis: du-te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos. Pentru că îl cuprinseseră spaimă pe el și pe toți cei care erau cu el. Din pricina pescuitului, atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul Zebedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul. Iată, observăm, visrați creștinii, că acest moment evanghelic
El are înțelesuri largi și multe, cu o profundă înțelegere dogmatică, teologică și, în ultimul, morală, pe care noi astăzi va trebui să discutăm, să învățăm și, în ultimul rând, să aplicăm în viață. De aceea, în continuare, aș ruga pe Părintele să ne vorbească despre înțelesurile acestei Evanghelii pe care și nu în zadar Biserica a rânduit și ne pune ca să medităm și să luăm aminte acestui pasaj. Iată, chiar pornind de la titlul Evangheliei de astăzi, Pescuirea minunată, vedem în acest titlu două cuvinte, pescuirea minunată. Și atunci primul cuvânt este obișnuit, pescuire, pe care nu ne duce cu gândul altceva că apostolii au fost pescari și dacă au fost pescari trebuie să pescuiască. Al doilea cuvânt, minunată, aici s-a petrecut o minune. O minune bazată pe cei ce ei făceau de obicei. Iată, minune mare s-a săvârșit, a pescui. A pescui o roadă mare. De aceea, rând cu rând, văzând aceste lucrări, vom înțelege ce a dorit Hristos să ne aducă și până în ziua de astăzi, la inimile noastre, aceste cuvinte biblice. Și iată, începând a desluși Sfânta Evanghelie, vedem că Iisus Hristos urma să îi adune pe apostoli, fiindcă aici mergea pregătirea lor sau alegerea, cernerea lor, pentru ca să-i aleagă dintre cei mai orânduiți, cei mai plăcuți și ca să-i pregătească pentru ca să fie cei care vor rezista până la urmă, aduce cuvântul lui Hristos în toată lumea. De ce Hristos, venind lângă lacul Genezaretului, a văzut două corăbii oprite pe mal? Și după cum obișnuim a vedea în tactica profesională, vorbind al lui Iisus Hristos, de a vorbi mulțimilor, iată roagă ca să se urce într-o barcă și să fie puțin depărtat. Această tactică o avea nu doar Hristos, dar și alții, vorbind și învățând, fiindcă această lucrare era cu succes, și anume, Hristos, urcându-se în corabie, era puțin depărtat de la mal, depărtat de la mal, deja putea să fie și auzit și văzut de toți cei care erau pe malul apei. De ce era ca o scenă această improvizare făcută pentru ca toți să audă și plus la toate era și o acustică mai mare, adică se răsuna de pe apă. De ce Hristos, aceasta vedem în Sfânta Evanghelie, mai multe ori a întrebuințat această tehnică. Și iată, urcându-se, vorbind mulțimilor, iată, le-a adus hrană duhovnicească, după care și revine la propriu lucrare asupra lui Petru. Pentru că aici, în Evanghelie, vedem și pe Apostolul Petru, care este pus într-un prim plan, arătându-se comportamentului, gândirea lui și profesionalismului. Și iată, aici Hristos, intrând în corabie de la lui Petru, a rugat ca să meargă să arunce mrejele în larg, ca să pescuiască. Iată, aceasta făcând-o, Apostolul Petru vine cu o remarcă. De ce vine cu remarcă? Spunând, Doamne, toată noaptea am pescuit și nu am prins nimic. Și atunci a urmat o pauză, dar pentru cuvântul tău voi arunca mreaja. Dar la porunca ta voi arunca mreaja. Iată, aici începe discuția cea mai a noastră asupra acestei teme de astăzi, fiindcă Apostolul Petru, fiind, acum și-a spus, un profesionist în lucrarea sa de a pescui, fiind un pescar iscusit. Părinte, permiteți-mi ca să intervin aici că pentru o mică claritate. A zis că Petru sau Simon, de la început, așa cum numele lui original, era un bun iscusit, cunoștea aceste taine ale pescuitului. Aceasta era îndeletnicirea lui zilnică, un meșteșug care l-a moștenit din familia sa, din moș sau din familia sa veche. El cunoștea multe detalii ale pescuitului. Dar observăm că
seara precedentă sau pe care a avut-o a fost un eșec pentru el. Că din spuse sau din înțelesurile vorbite de pe Simon, că nu a prins nimic. A fost o noapte zadarnică, mosteneală și întrudă. Pentru că consider că ne gândim noi așa, pentru om iscusite, nu prea s-ar întâmpla sau ar fi așa asemenea momente. De, cum crede, cum, cine a spus Evanghelia, de ce se întâmplă acest moment ca să fie zadarnică, sau a fost zadarnică munca pe care a fost în noaptea precedentă? Iată, personal nu sunt un pescar iscusit, dar din auzite și din cei ce m-am informat, cât de pescar iscusit nu ai fi, totuși natura își ia a ei. Deci ea de anotimp, de vânt, de alte precedente, fiind, urmează să dai și eșec. Deci ea pescuirea nu este o garanție că mergi la pescuit și astăzi vei fi cu barcă plină, în cazul apostolilor. Deci ea apostolii, având această îndeletnicire și iată văzându-l pe apostolul Petru, după cum ne spune Sfânta Tradiție, era mai măricel în an decât celălalt apostol, fiindcă și-a fost căsătorit, și având practica lui personală și apoi bagajul de cunoștință pe care a fost lăsat, de cum ați menționat mai sus, de către părinți și alții urmași care au dus această îndeletnicire, iată, vedem că totuși noaptea a fost cu zădar. A fost în zădar, fiindcă nu s-a prins. Și dacă nu se prinde, așa că am înțeles că și astăzi, dacă cel mai bine pescuit este noapte, dar dacă noaptea nu este în zădar, atunci ziua nu mai ai ce căuta pe apă. Și atât aceasta, apostolul Petru a încercat să îi aducă la cunoștință Mântuitorului, pentru că se gândea și el că ca fiecare profesionist se împărtășește cu a lui gândiri și experimente și trăiri pe care le are. Deci, iată, și văzând pe Hristos mai tânăr, văzând pe Hristos la un început de cale, iată, a încercat să-i aducă din diletnicirea sa, din cunoștințele sale. Și spunându-i că este în zădar a face lucrul acesta, dar iată aici intervine cuvântul dar. Dar la porunca ta voi săvârși aceasta. Voi arunca mreaja. Și iată aici vedem o luptă cu sine, apostolul Petru. O luptă cu sine de a face nu după raționamentul tău, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu rațiune, momentul de a gândi și analiza lucrurile pe care le săvârșim. Și iată, acesta, având bagaj de informații și de experiență, iată, nu se leagă ceea ce știe el cu ceea ce spune Mântuitorul. Dar, totuși, începând a explica, ajunge la gândirea că, totuși, după cuvântul tău, voi arunca mreaja. Iată, mergând, făcând o lucrare, dar cu sila. Vedem pe apostolul Petru mergând să facă o lucrare, dar împotriva experienței sale și a gândirilor sale. Dar iată, merge. Și aceasta unde ne duce cu gândul? Ne duce cu gândul că Hristos dorește ca din fiecare să facă, să ne modeleze într-așa mod ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. În viața noastră pământească avem gândurile noastre omenești, teoriile noastre. Dar iată, Dumnezeu dorește ca noi să depășim aceste teorii și, în primul rând, să ne încredem în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu este totalmente schimbătoare pentru noi tot ce se săvârșește. De aceea, acest apostol, venind și făcând, precum a spus Hristos, a mers cu sila, dar când a aruncat măreaja, singur s-a uimit de minunea ce s-a săvârșit. De ce? Fiindcă aruncând mreaja pe loc, peștii se adunau de umpleau mrejele. Și nu numai că încercau să ridice mrejele, dar mrejele se umpleau de pești, că barca se încerca să se cufunde. De ce? Și-au cerut ajutor celor din jur, ca să vină și ei să savureze în aceasta. Dar iată de în primul rând, adânci era o spaimă deja, pentru că cum așa dar ceva? Dar iată, prin până a să vorbim despre spaima lui Simon, ceea ce este menționat și din Evanghelie,
am putea să spunem și acest dar, în darul acesta, am putea să spunem că s-a născut deja și smerenia și ascultarea față de cuvântul evanghelic. Pentru că vedem în smerenie, din tot ce învață Sfinții Părinți în tezaurul nostru al Ortodoxiei, observând că virtutea cea mai înaltă și cea care este atât de mult apreciată de însuși Dumnezeu, smerenia, că și făptura se face ascultătoare și se pleacă în fața acestei virtuți ale smereniei, în fața omului smerit, în fața acelui chip care motivează smerenia și duce o viață smerită. Pentru că s-a spus și a precizat acest fapt că Simon deja, chiar dacă era peste puterea lui, când toată noaptea a muncit și nu a prins nimic, era undeva și dezamăgit, era și descurajat, era și obosit peste putere, și pentru că atunci, chiar dacă ești obosit, aveți un rezultat, te influențează pozitiv în realizarea scopului. Dar iată că el era epuizat la maxim. Dar, totuși, până la urmă, vedem că s-a atârnat de acel mal al vieții, al nădejdei și al smereniei în Hristos, încât aruncăm reaja, observăm că toți s-au lipit, acei pești au venit în căldura aceasta a mrejei ca să depășească limita sudorii sau a oboselii lui Petru. Pentru că aceasta ar fi una din condițiile pe care Mântuitorul a vrut să-l încurajeze pe Simon. Și mai sunt, am putea să distingem și mai multe alte motive și argumente pe care însuși Mântuitorul le-a făcut în fața lui Simon. Ați început să ziceți că Simon, când a văzut atâția pești, el undeva s-a descurajat, s-a înfricoșat, mai bine zis. Oare ce presupune această frică a lui Petru față de orice minune? Pentru că orice om, când vedem o casă ridicată, ne bucurăm, vedem o fântână săpată, ne bucurăm, vedem un copil, vedem ceea ce am pus mâna și este înfăptuit, noi ne bucurăm. De ce Petru a fost puțin invers? Ce l-a făcut ca să devină înfricoșător sau înfricoșat față de plasa plină și de luntrele și a sa și a bunilor săi prieteni lui Iacov și Ioan, care vin și ei în ajutor? În Evanghelie de astăzi îl vedem pe Apostolul Petru ca un firicel de plantă crescând. Pentru că Hristos încearcă ca pe fiecare ucenic să-l modeleze, să-l ajute să crească și de sine stătător. Nu influențează direct, dar indirect, pentru ca fiecare de bună voie să înțeleagă menirea sa. De aceea și vedem fiecare firicel de sămânță, mai întâi este sămânța pusă în pământ, după care începe a putrezi, după ce sămânța putrezește, este acel firicel mic, care este plăpând firea, dar cât de mic el este și plăpând, el totuși zdrobește bolovanii de țărână, fiind alții mai uscați, alții mai moi, și iese din pământ cu puterea sa. Apoi, influențat de natură, din funcție de aer, el totuși crește, se înfiripează și crește mare. Așa și în Evanghelia de astăzi vedem pe Apostolul Petru ca o plantă care începe a crește, dar se, prin diferite obstacole, diferite încercări, el se călește, se înrăpează. Așa că îl vedem și astăzi pe Apostolul Petru ca prin încercarea sa de a dori să-L asculte pe Hristos, pentru că evident a auzit și alte predici și alte îndemnuri ale lui Hristos până la atunci, dar iată aici deja el și experimentează deja ceea ce a auzit prin propria sa experiență de ceea ce știa a face și ceea ce se întâmplă. De aceea și a văzând el mreaja plină cu pești,
s-a mirat foarte și s-a înspăimântat, fiindcă în mintea lui rațională nu încăpeau lucrurile acestea. Și iată, aici prinde a încerca să înțeleagă cu mintea că nu toate lucrurile trăite sau citite sau învățate sunt așa pe cum sunt ele. Este și o putere care le dă jos pe toate. Este o lucrare pe care stă în prima presus de toate și este cei care stă în frunte. De ce și Apostolul Petru, înfricoșându-se, văzând aceasta, a avut și el mirarea aceasta și stare emoțională pe care o are fiecare om. Dar iată, această stare l-a făcut ca Hristos să-l încredințeze mai tare. Această stare l-a făcut să spună și niște cuvinte care astăzi, analizându-le, au două capete. Și anume, Apostolul Petru, văzându-l pe Iisus Hristos, săvârșind această minune, spune: „Ieși de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos.” Iată aici, Apostolul Petru îl gonește pe cel care i-a umplut mreaja cu pești. Și de ce îl gonește? Iată, după spusele sale, spunând că este om păcătos. Dar iată, această păcătoșenie, stare pe care și-o vede Simon, dar iată, am putea, Părinte, să precizăm, să punem în lumină acest fapt, pentru că frica lui Simon a fost momentul acel pe care el nu a conceput, adică o noapte nu a prins nimic și într-o clipă s-a umplut. El atunci a înțeles și a intrat în esența adevăratei minuni, ceea ce pentru mintea și pentru lucrarea omenească nu era cu putință. Într-o clipă să arunci mreaja și într-o clipă să o scoți să fie atât de plină. Iată că el atunci frica aceasta l-a cuprins, că a văzut, a fost martor, a fost cel care prezent la această lucrare dumnezeiască. Și atât, în momentul acela, după ce a umplut acele mreje, a umplut acele luntre, abia de nu se scufundau, pentru că așa și este menționat și Evanghelie, și iată că el cade la picioarele Mântuitorului și roagă să plece de la el. Oare această plecare Simon o face conștient sau totuși este influențat de această decizie pe care o face față de Mântuitorul? Această stare pe care o vedem în acțiunea lui Petru, o vedem una pur omenească. Și analizându-ne și pe noi, de fiecare dată vedem căderile noastre, și anume ce? Că Apostolul Petru, căzând la în fața Hristosului în genunchind, nu se simte dostoinic, nu se simte vrednic, dar pe de o parte ne arată că și noi lucrurile acestea le facem atunci când Dumnezeu se deschide în fața noastră, trimite binecuvântările sale asupra noastră, ne înzestrează cu lucruri pe care noi nici nu le-am gândit și atât noi nu suntem mulțumiți. Noi parcă nu suntem vrednici, noi parcă nu am merita. Iată, lucrurile acestea Dumnezeu le atrage cu atenția și prin Evanghelia de astăzi, ca să înțelegem că atunci când Dumnezeu se deschide nouă și când revarsă darurile sale bogate spre noastră, trebuie să le primim cu vrednicie și trebuie să le primim cu dostoinicie. Și în primul, cum ați menționat mai sus, cu smerenie. Fiindcă toate darurile care sunt de la Dumnezeu, să nu le atribuim nouă, dar lui Dumnezeu. Și atunci, iată, lucrurile iau altă întorsătură. Deci, Apostolul Petru aici și nu a gândit duhovnicește, dar a gândit omenește. Și iată, prin această frică pe care a fost luat, într-un fel l-a izgonit pe Hristos, depărtându-l, socotindu-se nevrednic. Dar și noi în viața noastră, când avem daruri sau binecuvântări de Dumnezeu, să ne străduim a nu-L izgoni pe Hristos în viața noastră. A nu ne depărta de darurile sale.
dar să le luăm cu vrednicie și cu smerenie a le întrebuința ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iată de aceea și în Evanghelia de astăzi îndemn este că atunci când suntem copleșiți sau suntem inundați de Harul Dumnezeiesc și ne gândim de unde vin lucrurile acestea, una peste alta, atunci să ne gândim doar la Bunul Dumnezeu și să-i mulțumim Lui că ne-a ales pe noi, că are un plan cu noi, că noi suntem acel lut de modelat pentru ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iată de aceea și această cădere a Apostolului Petru, Hristos nu a socotit-o drept greșeală, dar l-a împuternicit și l-a susținut. Fiindcă atunci când el l-a izgonit pe Hristos, Mântuitorul îl apropie și nu doar pe Apostolul Petru, dar și pe ceilalți, pentru că toți mirându-se, îl apropie și îi spune: nu te teme, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Iată, această lucrare pe care a arătat-o și a, poate până la urmă apostolii nici nu gândeau lucrurile, nici nu aveau în minte toate lucrurile pe care Hristos le-a rânduit cu dânsii. Dar încetul cu încetul, pic cu pic, ne arată că cei care doresc a fi a sluji lui Dumnezeu, Hristos lucrează în toate modalitățile pentru ca să fiecare să intre în răuriețul său pentru a curge plăcut și cu glas duios pentru a împrospăta, a răcori și a aduce veștile bune la inimile și urechile fiecăruia. De aceea Hristos, spunându-i Apostolul Petru, s-a referit și la ceilalți apostoli, pentru că îi vedem alături și pe cine, pe Iacob și pe Ioan, acei apostoli deja care încetul cu încetul se creșteau și ei duhovnicește și le spune că iată, de astăzi vei fi pescar de oameni. Iată, pescuirea de oameni este și o dletnicire mare pe care Dumnezeu a dat-o celor aleși. Iată, Părinte, observăm că această Evanghelie ni se arată, este și legată cu anumite simboluri. Putem să vorbim puțin asupra simbolurile Evangheliei de astăzi, care și ce significă? Iată, începând Evanghelia de la început, vorbim despre apă sau lucru pe care este evident în credința noastră și este prezent de multe ori sub formă de aghiazmă, sub formă de apă de la botez sau altă lucrare. Într-un simbolul apei în biserică este curățirea. Curățirea, împrospătarea și miresmarea. Fiindcă păcatul, pe cum murdărie se spală cu apă, așa și păcatul se spală prin apă botezului și apoi prin apele lacrimilor noastre. Apa este una care și ne ține la suprafață, dar care și ne duce unde dorește ea. Depinde de cel care navighează, cum își are cârma. De ce și apele vieții, văzându-le totuși în Sfânta Evanghelie, ne arată că noi suntem cei care navigăm în viață. Și o corabie fără de capitan, fără de cârmă, este dusă unde apele dorește, unde natura ne duce. De aceea și Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiunea gândirii, cu libertatea voinței, ca să ne folosim de ele pentru ca viața noastră să fie direcționată de noi, dar nu de așa zisa soartă a omului sau de așa zisul noroc pe care mulți îl socot că este un călăuzitor al vieții, părere de rău. Nu este așa. De aceea, iată, apa, simbolul purității, dar și simbolul libertății omului pentru a o folosi pentru el. Corabia este iarăși un zădar Hristos ridicându-se în corabie, vorbind,
De fiecare dată, simbolul corăbii este Biserica lui Hristos, care iarăși el a spus că zidi voi biserica mea și nici porțile iadului nu o vor birui. Biserica cine este? Suntem noi credincioșii care formăm această biserică vie și simbolul corăbiei ne arată precum corabia merge sau plutește pe apă și ajunge de la un țărâm la altul, așa și biserica ne duce de la un țărâm la altul, doar că noi să alegem corabia corectă și să vâslim în direcția propusă sau cea care duce spre bine, spre lumină. Mrejele în această pildă au și ele un simbol și anume astăzi în Evanghelie ne vorbește despre mrejele care au peștii au venit singuri în aceste mreji pentru ca să fie date celor care pescuiau. Aici vedem că și natura ascultă porunca lui Dumnezeu și dacă altă dată natura, furtuna se potolește la auzul cuvintelor Mântuitorului, astăzi natura sub forma celor viețuitoare ale apelor s-au adunat pentru ca să împlinească ce și a spus Creatorul. De aceea și mrejile este locul de dare a binecuvântării sau de adunare sau de predispunere ca noi să ne folosim și să luăm de a ne folosi de ele, de a avea existența. În alte pilde sau mrejele vedem ca niște încercări ale vieții unde omul se poate împotmoli pentru că cum pește se prind sau sunt niște plase care se aruncă și peștele nu știu unde să o ia și cum ajunge, așa și omul, plasele diavolului fiind aruncate în viață, omul poate să cadă în ele pentru că sunt invizibile de multe ori la mic procent și omul nimerind în ele nu știe cum să scape și este pradă acele ispite. Iată, vedem în Evanghelia de astăzi și alte simboluri care iarăși ne adună cu gândul și a înțelege că Dumnezeu nu a creat și nu a făcut doar din dorința sa de a crea, dar pentru om, ca omul să folosească toate. Îi avem și pe acelalți apostoli care au încercat și ei să audă, să vadă. Însă, iată, astăzi iarăși menționăm că accent s-a pus pe apostolul Petru, fiind cel care era mai aprins, care era și mai matur, care era și cel care Hristos i-a și schimbat numele din Simon în Petru, arătând puterea credinței, puterea voinței, puterea dărniciei sale. Am putut să spun și puterea schimbării. Da, și puterea schimbării din viața anterioară pe care a avut-o și a revenit sau a fost primit în viața apostolică. Iată, Părinte, atât de bine și atât de frumos este arătată comparația din Evanghelie cu viața reală. Și observăm că ați menționat acest fapt și este chiar bine de reținut de noi fiecare, că peștii au venit la plasă, s-au lăsat prinși de plasă, adică peștii fiind noi oamenii, cei ce ne adună Evanghelia, ne strânge, ne povățuiește, ne unește. Iată, așa cum Mântuitorul că din timpul vieții sale și acest început al Evangheliei se arată că oamenii venind după Mântuitor erau ca niște pești, flămânzi, însetați, care aveau nevoie de acel cârmaci de specale mântuirii. Și iată, astăzi am putea să zicem că suntem niște pești care vinim sau care nu vinim către plasă. Sau totuși plasa de astăzi este aceeași plasă a Evangheliei cu duc de Evanghelie care vorbea Mântuitorul? Dacă luăm aspectul pozitiv al plasei și al Evangheliei de astăzi, sigur, cuvântul evanghelic nu se învechește. Este actual în orice moment și clipă, de aceea și plasa de astăzi
este și pentru noi o încercare de a ne trezi și a vedea realitatea care este în jurul nostru. Fiindcă nu trebuie doar să viețuim a trăi cu gândul că trebuie să trăim. Așa se întâmplă, așa trebuie să fie, așa este dat, însă noi suntem cei care creăm viitorul, prezentul și viitorul nostru. De aceea, Hristos ne vorbește, ne-a vorbit, ne vorbește și ne va vorbi. Iată, Hristos, ca Dumnezeu adevărat, prin vorbile sale, adună credincioșii. Și dacă atunci aduna miile de oameni care veneau să-L asculte, astăzi, părere de rău, nu sunt miile care ascultă propriu pe Hristos, dar iată, totuși încercarea este. Dar este prin cei care au fost lăsați ca să ducă cuvântul Dumnezeu, prin episcop, preoți, diaconi, slujitori și credincioși. De aceea cuvântul Hristos se răspândește și s-a răspândit pe tot globul pământesc. Pentru că astăzi, dacă cineva încearcă, spune că păi, dar cineva nu aude de Dumnezeu, cum se va salva el? Cum se va mântui? Cum va ajunge și el? Nu are posibilitatea să ajungă în rai. Putem să spunem cu fermitate că Hristos a lucrat foarte bine și cuvântul său este răspândit peste tot globul pământesc. Deci și cei din Africa, și cei din Amazon, și cei din alte părți, din Antarctida, toți aud de Dumnezeu și îl au pe Dumnezeu în cuvânt evanghelic. Doar dorința fiecare personală de a-l cerceta și de a-l studia. Iată, chiar și această emisiune, este o, putea să o asociem ca o plasă? O plasă foarte bună pentru cei care aleg a butona și a gândi ce să butoneze și ce comandă să dea telecomenzi când vine ora 6 seara pentru ziua de duminică a viziona. Aleg a vedea un cuvânt duhovnicesc, dar nu aleg a vedea o altă lucrare care poate să vadă în altă zi sau la alt moment. Iată, observăm că în Constituția Apostolică Sfinții Apostoli au prevăzut ca o normă, ca o regulă, ca bisericile să fie construite în formă de corabie. Și iată, observând că această corabie în timpul istoriei a mai luat forma și formă de cruce. Că această corabie, având acel turn care în vârful acestui turn stă o cruce pe care îl simbolizează pe Hristos și această cruce ne vorbește că Hristos este unul, capul bisericii este unul, Hristos care s-a jertfit pentru biserică este unul, iată, una este biserica, așa una din cele patru însușiri pe care le mărturisim și noi creștinii în simbolul credinței, în crez, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Iată biserica, minirea, lucrarea acestei biserici în echivalență cu corabia sau luntrea Evangheliei de astăzi. Care este? Care este scopul luntrei sau a bisericii, preînchipuirea bisericii de astăzi? Din totdeauna biserica a fost luntrea cea duhovnicească care ne duce pe tărâmul mântuirii, tărâmul făgăduinței. Ceea ce Hristos sau Dumnezeu în Sfânta Treime ne-a făgăduit, ne-a promis, iată aceea și ne așteaptă, însă totul la timpul Lui. De aceea, biserica întotdeauna a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre ceea ce noi trebuie a înfăptui, cum trebuie să ne corectăm, cum sunt metodele de a îl iubi și mai mult pe Dumnezeu. De aceea vedem că aceste experiențe ne-au dat-o în primele veacuri Sfinții Mucenici. Sfinții Mucenici care bine au voit a se jertfi pentru Dumnezeu. Viața a-și jertfi. Mulți dintre ei chiar din tinerețile lor. Și dacă cineva spun că nu s-au gândit cum să-ți dai viața la început de trai, pentru ce valori, care nu le vezi, nu le știi, atunci vedem rezultatul acestor jertfe care le-au adus Sfinții Mucenici și astăzi vedem că viața lor, care erau și scurte, pe urmă a avut un rol important atât pentru noi cei care au rămas în urmă, dar pentru dânsii că astăzi ei se bucură în ceruri. Și încă o dată ne este
clar și evident faptul că Hristos are o viață, are o împărăție celor care este pentru toți. Este o împărăție luminoasă, frumoasă, unde doar la auzul acestor cuvinte dorești ca să urmezi. Pentru că apostolii nu au fost sfinții ucenici, nu au fost ademeniți cu locuri înalte, cu posturi înalte sau cu vorbe goale, dar au fost atrași de cuvântul adevărat al dragostei și al iubirii. De aceea toți doreau ca să ajungă cât mai repede în Împărăția lui Dumnezeu, de aceea și noi, astăzi, trăind în viața aceasta, biserica ne atrage către nemurire. A ști că mai devreme sau mai târziu, toți avem un sfârșit pe acest pământ, ca viață trupească, dar avem viață veșnică, care sufletul nostru este nemuritor și trebuie să urmeze în cealaltă parte a acestei lumi trecătoare și temporare. De aceea și biserica, rolul principal este de a ne învăța și ne-a de ghida, de a ne călăuzi pe către drumul cel corect și care duce spre mântuire. Deci fiecare om își are modul său, viața sa, înțelesurile sale, dar Dumnezeu este unul și împărăția sa este una care îi primește pe toți, fii ai săi, fii și fiice duhovnicești. Iată, dacă ne uităm puțin la evenimentul istoric și religios, desigur, acestui parabole evanghelice, observăm că Petru, înfricoșarea lui Petru este și o înfricoșare a noastră de astăzi. Toți vor să vadă minuni, dar nu sunt în stare să le trăiască. Și vedem că de multe ori darul lui Dumnezeu sunt atât de date cu chipzuință încât îi se dă omului cu vrednicie. Și iată, probabil ne punem și noi și telespectatorii noștri să-și pună întrebarea: s-au rugat și nu s-au împlinit? Și dacă s-a împlinit, sub euforia aceea a bucuriei, au uitat de multe ori să mulțumească. Și s-au limitat la oamenii din prejur care au fost alături de bucuria respectivă. Iubiți frați creștini, aici aș putea să adaug, așa cum ne învață biserica, și în mod special aș vrea să fie cu tragerea atenție a acestui aspect, că în taina hierotoniei, în diacon sau în preot, arhiereul, când pune mână pe candidatul care merge pentru a fi hierotonit în treaptă de diacon sau de preot, uitați-vă câte o secvență sau un sintagmă din acea rugăciune de invocare și de chemare a Duhului Sfânt pe care să fie umplut noul candidat în treaptă de hierotonie. Și atât aici se arată: Dumnezeu este cu har, care totdeauna pe cele neputincioase le vindică și pe cele lipsite le împlinește. Observăm că Petru a fost cel care era neputincios și încă nu era vindicat. Și cel ce era lipsit avea un gol și iată, încă nu a ajuns la nivelul umpluturii a golului sufletul său. Și iată, după ce Mântuitorul coboară din luntre, aceștia au abandonat în totalitate și pește, și plasele, și luntrea, și familia, și casa, și prietenii, pe toți i-a abandonat. Și toți au mers și l-au urmat pe Mântuitorul. Ce observăm, Părinte, din rugăciunea aceasta cu momentul acela a urmării acelor viitori ucenici ai Mântuitorului? Și atât aș vrea să precizez încă o dată: pe cele neputincioase le vindică și pe cele lipsite le împlinește. Da, cuvântul lui Dumnezeu este viu. Deci, noi suntem toți neputincioși, fiindcă în păcate ne-a zămislit Maica noastră. Iată, prorocul David, menționând lucrul acesta,
Ne arată încă o dată că de la începutul vieții noastre pământești suntem într-o păcat, într-o fără lege. Și atunci, având această molipsire, viciul de a fi păcătoși, iată, Hristos vine ca tămăduitor. Hristos vine către fiecare dintre noi și bate la ușa fiecare dintre noi. Dar noi suntem cei care deschidem ușa sufletului. Și iată, fiind neputincioși, fiind goi de lucruri bune și plăcute, iată, Dumnezeu vine ca să tămăduiască lucrurile acestea, ca să ne bandajeze rana noastră, vine ca să o ungă cu acele medicamente spirituale pentru ca noi să ne tămăduim, să ne revenim la sănătoșenie. Iată, Hristos este Cel care vine și lasă împărăția să cerească, vine trimis de Dumnezeu, de Tatăl Ceresc, pentru noi oamenii și ia chip omenesc și îmbălasmează toate lucrurile acestea sub viața sa. Vine și dorește ca lucrurile pe care le face să fie înțelese corect de către noi oamenii. Pentru că multe lucruri din viața Mântuitorului nu sunt înțelese corect. Iată, aceste lucruri trebuie să ne pună în gaj, să ne pună în gândire ca să înțelegem că Dumnezeu a venit doar pentru noi. Și iată, atunci când Hristos ne vede pe noi bolnavi, ne vede pe noi flămânzi, ne vede pe noi însetați, El vine într-un mod sau altul ca să ne satisfacă aceste plăceri, aceste necesități pe care le avem, pentru că îi pare rău de noi și dorește ca noi să ne ridicăm, pentru că Însuși Hristos a spus, nu doresc moartea păcătosului, dar să se întoarcă să fie viu. De aceea și în ucenicii de astăzi, în Evanghelie vedem că ucenicii fiind, mergând spre desăvârșire pentru a crește în viața duhovnicească, Hristos îi ia ca și pe fiecare dintre noi din viața obișnuită, într-o păcate, într-o goliciune, cea care este o goliciune spirituală și încearcă ca să umple această gol cu parte spirituală, duhovnicească, care la auzul acestora, omul lasă totul. În istoria bisericii vedem lucrurile cum au evoluat și la auzul cuvintelor dumnezeiești, la înfăptuirea faptului dumnezeiești, la atingerea inimii omului de cele sfinte, omul lasă toate cele omenești, deci aici vedem mănăstirile adunate, vedem schiturile, vedem muntele Athos plin de rugăciune, pentru că acolo Dumnezeu s-a atins de inima omului desăvârșit, pentru că omul dorește să fie doar cu Dumnezeu toată viața lui. De aceea și iată, puterea lucrătoare acestei rugăciuni este într-adevăr măreață, dar de ce se citește anume pentru preoți această lucrare, se menționează în timpul hirotoniei, ca să știm că Dumnezeu cu orice candidat în treaptă de diaconie, de preoție, de celelalte, iată, Dumnezeu lucrează deja. Nu omul lucrează pentru a fi cineva, ci Dumnezeu lucrează prin Harul Duhului Sfânt care este dat. Deci orice preot, având darul Duhului Sfânt, el este interlocutor și este lucrător. Dumnezeu este Cel care dăruiește, preotul este Cel care săvârșește. Iată de ce și încă o dată ne aducem aceste amintiri că Dumnezeu face din toată nevrednicia vrednicie. Din toată spurcăciunea face curățenie. Din toată depărtarea o apropiere. De aceea și fiecare dintre noi, socotindu-ne că suntem departe de Dumnezeu, datoria a noastră este doar să ne gândim la Dumnezeu și să încercăm a ne apropia. Și atunci, apropiindu-ne, iată Dumnezeu se deschide nouă. Iată, Părinte, într-adevăr așa este, vedem că însuși Sfântul Apostol Pavel în lucrările sale, el menționează, nu vorbesc eu, ci vorbește Hristos cel ce este în mine. Observăm că Harul Duhului Sfânt, Sfințitor,
luminător și călăuzător al vieții omului și vedem că fără el este lumina stânsă, întunericul vieții. Și iată, probabil avem nevoie astăzi, societatea noastră creștină ar avea nevoie ca mai mult să conștientizeze valoarea și inestimabilă a Duhului Sfânt în viață. Mulți poate vorbesc despre Duhul Sfânt, mulți încearcă să sub lucrarea Duhului Sfânt, așa lucrare, să călăuzească pe alții. Să vină pe la casele voastre să vă zică că Duhul Sfânt i-a călăuzit și i-a trimis la casele creștinilor, dar toate acestea se întâmplă nu din lucrarea Duhului Sfânt, ci din ispitele vrăjmașului diavol ca să ne ispitească. De ce, iubiți frați creștini, Duhul Sfânt îl primim fiecare și în mod special primesc preoții în taina hierotoniei, dar și creștinii în taina botezului, unde are loc dubla taină mirungerea, piciata darului Duhului Sfânt. Cred că aceste momente, în calitate din an, ați fost martori și ați mărturisit prin răspunsul amin, adică așa să fie. Iată, ar trebui ca noi să conștientizăm că Duhul Sfânt să lucreze în noi, să lucreze și să rodească atât de mult încât noi să nu simțim răutățile vrăjmașului din prejurul nostru, ci trebuiește să le trecem așa cum se topește ceara la fața focului, așa piere diavolul de la fața Duhului Sfânt. Se stinge. Nu are putere, nu are legătură cu omul, pentru că este Duhul Sfânt, cel ce toate le risipește, toate neajunsurile le înlătură și le umple pe toate cu sfințenie. Părinte, fiindcă am abordat asemenea tematici cu Duhul Sfânt, roadele Duhului Sfânt, recent am auzit așa o întrebare și vreau ca să o pun ca să le fie ca o întrebare și telespectatorii noștri. Cineva a venit și mi-a zis că are pe cineva apropiat al său, drag al său, și a zis că nu poate să-l ajute pentru că el și-a cerut un sfat. Și consider că mulți dintre noi creștinii avem pe cineva apropiat și vrem să-l ajutăm, dar nu putem. Și atât din puțină descriere a persoanei date, se spune că este un îndoielnic a crede în Dumnezeu. Dar simte farmece, simte lucruri necurate în familie, în viață și în casa sa. Și întrebarea este cu ce ar putea să-l ajute? Ca vecin, ca prieten, ca rudă pe asemenea aceste persoane. Atunci când omul de multe ori inconștient se depărtează de Dumnezeu, diavolul deja strecurându-se încearcă a lucra și mai mult în ogorul său netrebnic. Dar cu părere de rău, astăzi, privind în societate, noi putem să declarăm că chiar și în țara noastră suntem 90% declarați creștini ortodoxi, dar cu părere de rău credincioși sau cei care merg la Sfânta Biserică și înfăptuiesc faptele sunt mult mai puțini. De ce și de multe ori ajungem ca mulți credincioși să fie doar credincioși din parte în parte și să spună doar Hristos a înviat și restul zilelor credincioase sunt departe de adevăr. De ce și aici diavolul are și el lucrarea sa stăruitoare și sfatul nostru întotdeauna bisericii a fost ca să ne deschidem mai mult către Dumnezeu. Însă, ca vecin, rugăciunea noastră personală este un mare ajutor. Pentru că Hristos ne-a îndemnat, rugați-vă unii pentru alții. Iată de ce, în primul rând, rugându-ne pentru cel care are nevoie de un ajutor și, sigur, odată ce ne rugăm, Dumnezeu ajută, împlinește rugăciunea noastră. Pentru că rugăciunea noastră este doar o,
o rugăciune rostită din cuvinte, ci este un ajutor, este o mâncare deja mesticată, pentru ca noi doar de să o întrebuințăm și să primim acea valoare pe care este dată, care a alcătuit-o unii dintre sfinți. De aceea, în primul rând, să ne rugăm unii pentru alții și apoi să încercăm a-i vorbi și prin comportamentul nostru arăta că mai presus de toate este ajutorul reciproc, este dragostea față de Dumnezeu și este iubirea reciprocă. De aceea, faptele noastre mai mult uneori vorbesc ca cuvintele. De aceea, prin rugăciune și fapte, vom încerca ca să îi îndreptăm și pe ceilalți. Așa, Părinte, într-adevăr este, pentru că prea des și prea mult oamenii caută soluții, dar nu caută să schimbi viața. Nu caută să îmbunătățească viața lor. Și mai mult ca atât, când observăm că omul se leapădă sau neagă existența, lucrarea lui Dumnezeu în viață, dar iată, noi știm că fără, ne spune Mântuitorul, voi, fără mine, nu puteți face nimic. Și într-adevăr așa este. Nu cred că avem un succes și o realizare frumoasă cu o împlinire de plină a sufletelor noastre, încât să zicem că este meritul nostru. Este și mai mare meritul și mai mare bucuria când avem pe Hristos în mijlocul lucrării noastre. Și dacă dumneavoastră ați menționat despre întrebări, data trecută, precedentă, a rămas o întrebare neexplicată din lipsa timpului pe care a fost și întrebarea a fost ce trebuie să facem cu busuiocul sau florile pe care le luăm de la biserică după Sfânta Cruce, adică după ziua Sfântei Cruci, busuiocul care a fost folosit la înfrumusețarea Sfintei Cruci. Și iată, biserica creștină ne menționează și ne dă un sfat că toate cei ce sunt în biserică sunt spre folosul nostru. Doar bine să le întrebuințăm și să nu facem din ele un talisman. Fiindcă de multe ori noi avem conștiință că dacă vom pune aceia lângă noi, să va fi bine. Sau dacă purtăm iconița la piept sau în buzunar sau în portofel, ne va fi neapăpăzit cel rău. Iată, cuvântul talisman este unul greșit, de aceea să știm că lucrurile care sunt bisericești sunt date pentru ca noi să le folosim cu bine. De aceea și busuiocul și floricelile care primim de la Sfânta Cruce, este bine a le păstra la un loc sfânt. Dar, în momente necesare, după cum și vedem în rugăciunea de sfințire a ierburilor, că ele se folosesc pentru întrebuințarea noastră. De exemplu, în ceaiuri, de exemplu, în baie, în vană, da? Apoi și întrebuințarea prin afumat, adică când se ard și fumul acela se afumă credinciosul, iarăși cu gândul la Dumnezeu, pentru că afumatul se folosește și în alte ritualuri de magie alb-neagră, însă noi îl folosim credincios. De ce? Iată, cu acestea folosindu-le, Dumnezeu să ne ajute. Iată, Părinte, în câteva cuvinte de încheiere asupra acestei Evanghelii pe care noi astăzi am încercat să trăim momentul acum 2000 de ani în urmă, încă din timpul vieții Mântuitorului. Trăgând corăbierii corăbile la uscat, au lăsat totul și au urmat lui Hristos. Așa și noi ajunsuneam la sfârșitul acestei misiuni să luăm concluziile noastre și să ne gândim că fără de ascultare nu putem dobândea multe. Apostolul Petru a ascultat și prin ascultarea sa, care nu era logică, a avut de dobândit multe daruri binecuvântări de la Dumnezeu. Așa și noi. Să-L ascultăm pe Dumnezeu, să ne smerim într-o gândul și faptele noastre, că prin acestea se vor revărsa asupra noastră daruri dumnezeiești, binecuvântări cerești, într-o mulți și fericiți ani. Iată, iubiți frați creștini, în săptămâna care urmează avem o sărbătoare frumoasă, închinată Maicii Domnului, acel eveniment istoric, acoperimântul Maicii Domnului. Iată, multe dintre bisericile noastre din Raioș, din țară și de peste hotare, creștinii noștri au zidit și au înălțat sfintele noastre biserici, unele dintre ele în cinstea Maicii Domnului. Avem practic în toate bisericile acel moment sau acea iconografie bisericească unde Maica Domnului stă cu acoperimântul ei și ne ocrotește, ne veghează. De aceea vă îndemnăm pe fiecare această zi de 14, adică pistil nou 14, pistil vechi întâi,
octombrie, este prăznuit acest eveniment și ca să fie de bun augur această zi lăuntrică trăită, să participăm cu toții la Sfintele Liturghii, la Sfintele Slujbe, citind acasă Cătistul, acoperimântul Maicii Domnului și, în ultimul rând, făcând fapte bune. Doamne ajută, o săptămână binecuvântată, Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!